O explozie a avut loc duminică dimineață, în jurul ora 5:35 de minute, la o stație de alimentare GPL din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Alimentarea cu gaze a fost oprită, iar traficul în zonă a fost restricționat. În urma evenimentului au rezultat două victime, prima a fost transportată la spital, iar cea de-a doua a fost declarată decedată. La fața locului au acționat 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, detașamentul special de salvatori, un echipaj de descarcerare și 4 ambulanțe SMURT. Persoana decedată este un tânăr în vârstă de 26 de ani, angajat al stației de alimentare. Șoferul mașinii, de 42 de ani, a fost transportat de urgență la un spital din București.